Bună ziua! La cele dumneavoastră, astăzi vă prezentăm Motorola ROQR E8. Este un telefon ceva mai vechi, lansat în septembrie 2007 și ne-am hotărât să vi-l prezentăm azi. Este un telefon ceva puțin nonconformist. În acest sens are tastatura touch sensitive și prin meniu navigăm ceva de genul. Telefonul este unul destul de ușor, are doar 100 grame. Are un display TFT 256.000 de culori, o rezoluție de 320 pe 240 pixel. În partea din dreapta găsim butonul ce blochează, respectiv deblochează telefonul sau l-aprinde, respectiv închide. Portul USB pentru cablele date și încărcător. Sus găsim slotul pentru căști. În stânga, tastele de volum și această tastă ce activează camera, care este de 2 megapixel. Okay. Telefonul mai dispune și un card slot ce suportă până la 2 GB. Okay. Tastatura este una mată, cu ușoare proeminențe în zona cifrelor, tastelor. Ok, hai să ne uităm pe meniu. Sistemul de operare este unul propriu, așa cum suntem obișnuiți de cei de la Motorola. Chestii obișnuite, contacte, 50 de... puteți adăuga până la 1000 de contacte. Mesaje, instrumente birou, calendar, e-mail, Google, manager, descărcare fișiere, manager fișiere, ceas, chestii absolut obișnuite. Acesta este destul de sensibil. Song ID, multimedia, aparat foto. Pozele nu sunt unele excepționale, însă nu acesta este scopul acestui telefon. Aveți opțiunea și de a filma. Radio, însă puteți să-l folosiți doar căștile din dotare. Internet mobil, de la providerul dumneavoastră favorit. Apeluri recente, ultimele 50 de apeluri primite, ultimele 50 de apeluri efectuate și ultimele 50 de apeluri nereușite. Setări. Teme. Din păcate, telefonul vine preinstalat cu o singură temă, însă mai puteți adăuga dumneavoastră. Ecran de început, conexiuni, securitate, rețea. Absolut chestii obișnuite. Acesta a fost prezentarea telefonului Motorola ROQR E8. Pentru mai multe detalii, vă așteptăm pe site-ul nostru telefonultău.eu.